așa cum am spus și la spital. Noi am solicitat de la primăria Romanului să ne pună la dispoziție o serie de documente. Imediat ce ne vor fi puse la dispoziție, Consiliul Județean Neamț va interveni pe centura Romanului. Și în funcție de complexitatea a ceea ce găsim aici în teren, încercăm în cel mai scurt timp să terminăm reabilitarea centrului. Acum, eu sper ca primăria Romanului să se miște foarte repede cu documentele, pentru că vremea e bună și chiar am putea să ne apucăm de treabă aici. Dacă se dovedesc a fi probleme de fundație, așa cum presupun mai mulți specialiști în construcții, cum veți putea rezolva această problemă? Pentru că asta, practic, ar însemna că trebuie decopertat tot și luat de la zero. Asta vom face, vom decoperta, vom face fundație solidă, așa cum trebuie făcut. Pentru că nu putem să venim și să facem o spoială aici. Cum să n-aibă responsabilitate? Doar că chestiunea asta care ține de litigiu în instanțe rămâne în continuare a primăriei Romanului. Ei se vor duce în instanțe și se vor judeca, însă nu putem să lăsăm, poate că procesul ăsta se termină peste 10 ani. Ce facem? Lăsăm centura 10 ani de zile așa? Mențineți termenul de o lună pe care l-ați înaintat? Imediat ce am toate documentele puse la dispoziție de primăria Romanului, eu spun că în termen de o lună ar trebui să fie finalizat aici. Sigur, doar dacă nu o să întâmpinăm, așa cum am spus și cum ați spus și dumneavoastră, probleme de a schimba toată fundația drumului, atunci sigur că ce îi omenește posibil facem. Dar eu sper să nu fie nevoie, adică eu nu cred că ar fi atât de inconștientă o firmă să încaseze niște bani fără să-și facă treaba cum trebuie. Da, nu-mi dau seama, aici trebuie să vină specialist să facă o expertiză tehnică, pentru că eu nu sunt tehnic, eu sunt om politic și eu ce pot să fac e să am voință politică să investim bani în reabilitarea acestui segment de drum.